Președintele clubului Rotary Giurgiu, dr. Ladislau Pic și omul de afaceri Nicolae Florian, membru Rotary, s-au prezentat în fața elevilor Colegiului Național Ion Mărescu pentru a le face o surpriză. Aceasta constă în donația a 3 computere de ultimă generație achiziționate de rotarieni în urma concursului de pescuit Crapul Rotarian. Banii strânși din acea acțiune caritabilă s-au concretizat în 3 calculatoare de ultimă generație care se alătură celorlalte 2 calculatoare de anul trecut și care vor utila laboratorul de informatică al dumneavoastră. Urmează ca în termenul cel mai scurt aceste calculatoare să se multiplice și să reușim să avem într-adevăr un laborator de informatică cu necesarul de calculatoare pe care dumneavoastră vi-l doriți. Tot grație clubului Rotary, un elev de clasa 11-a din cadrul Colegiului Național Ion Maiorescu va primi în acest an școlar o bursă de merit în valoare de 2500 de lei pentru rezultate deosebite la învățătură. Și pentru că în Giurgiu există clubul Rotary destinat doar seniorilor, mai nou liceenii de a 11-a și a 12-a au posibilitatea de a se înscrie într-un club destinat exclusiv juniorilor. Vreau să vă mai fac încă o invitație pentru cei în special din anul 3, anul 4, de a privi cu atenție la constituirea unor cluburi rotarii, nu rotarii Club Danubius al nostru, care este un club de seniori, ci un club de juniori Rotaract. Priviți cu atenție dacă cumva vă interesează ca voi să faceți parte integrată din acest club și așteptăm prin intermediul școlii, conducerii școlii, să vă înscrieți la acest Rotaract. Eu vă mulțumesc!